început să urmăresc anumite, cum să îi denumesc, personalități, bloggeri, despre care se știe că sunt vestiți, care scriu foarte bine, scriu ceea ce gândesc și eu îi admir foarte, foarte mult. Am început să urmăresc ziare. De ce? Pentru că vroiam să știe că Urban și-a făcut un cont. Am ajuns de pe 15 decembrie până acum în 22. Vă arăt exact câte persoane mă urmăresc. Cum am făcut treaba asta? După ce am creat contul, m-am îmbrăcat cu costumul de schi și am plecat pe teren. Ger, frig, viscol, nu vă închipuiți cum era. Eram eu și gunoieri. Am un telefon și pot să fac streaming live pe teren. Gândiți-vă că noaptea am ieșit. În timp ce îi anunțam pe cei de pe Twitter care este situația în sector, filmam și se transmitea pe un site. Ustream TV este același site, trebuia să mă pun separat, este același site de pe care facem și noi streaming-ul live. Nu știu cât de bine, nu știu ce facem. Acest site are, se pot transmite sau se poate face legătura între Ustream și Facebook și Twitter. Gândiți-vă că eu știam ce vorbește lumea. Toată lumea era entuziasmată de faptul că Urban, cei de la gunoi, gunoierii, au cont pe Twitter. Și mă întrebau, în prima fază n-au crezut că sunt pe teren și n-au crezut că datele sunt reale. Le spuneam, băi, sunt nu știu câte utilaje. Oamenii intervin acum, se dă cu soluție. Am învățat limbajul gunoierilor. Yes. Este bine pentru că m-am apropiat de firma, de companie, cunosc cu ce se ocupă, iarăși, am uitat să vă spun, este important, dacă sunteți freelancer și lucrați pentru o companie, faceți treaba asta de social media, este foarte important să cunoașteți și domeniul de activitate, să cunoașteți compania și să știți cam ce angajați are. Este important. Eu m-am dus între ei, am stat cu ei. Dacă sunt profitor, sunt bun pentru social media. E bine să-i utilizez. Da? E o armă cu două tăișuri, totuși. E cu două tăișuri. Deci pe 15 noaptea am fost acolo, am transmis toată noaptea, am postat, am scris. A doua zi am primit multe mesaje și toată lumea dădea retweet-uri. Da? Spunea, băi, și-au făcut aia cont, uite ce au făcut, au lucrat, nu știu ce. A doua zi, noaptea, mi se pare că n-am mai fost viscol, dar noi oricum am transmis până pe la 3 noaptea, ne-am dus, am dat date din sector. A urmat, mi se pare că o zi în care nu a nins, dar tot, să spunem că s-a mai domolit, după care a venit iarăși zăpadă, viscol și nebunie. Și a venit într-o dimineață, când s-a dat cod galben. Dimineața la ora 6 a fost, pentru dimineața la ora 6 a fost codul galben și se intersecta cu vârful de trafic din București. În secunda aia am stat de vorbă cu toți, am spus toată lumea care are utilaje de la firmă, toți care sunt pe teren, să-mi trimită și să-mi spună unde sunt blocaje, unde se circulă bine, unde s-a intervenit, unde să se dea mai la o parte ca să poată să treacă utilajul să intervină. Acum o să înțelegeți de ce am ales Twitter în mod deosebit și pe Twitter am purtat practic toată discuția. Pentru că fiind în mașină, stând în trafic, eu mă știu pe mine, e imposibil să nu deschid telefonul să văd ia ce să mai discutăm. Cei care au microbul ăsta, pentru că noi pe ei am tachetat, deschideau și vreau să vadă unde se poate circula, unde se circulă mai ușor, pe unde se ia. Și am avut retweet-uri despre starea carosabilului și despre situația traficului în dimineața respectivă. Foarte multă lume ne-a trimis mesaje de super, dar auzi pe strada aia, ia filme, du-te și filmează pe nu știu ce stradă, să-mi spui și mie cam cum este, cum se circulă. M-am dus și am filmat, am făcut poze, ele sunt pe urbanesta.ro. Iarăși, făceam trimiteri foarte multe la site, pentru că îmi doream vizitatori. Vreau ca lumea să intre, să vadă și să comunice, să ne trimită feedback-ul lor. Să nu mai meargă la primărie.
oricum degeaba mergeau. Tot noi aveam rezultat, tot noi aveam rezolvarea lor. Am creat, am făcut prima pagină special pentru dezăpezire. Special, cu numărul de telefon de la dispecerat. Cum poate intra în contact cu noi. Contul de pe Twitter, contul de pe Facebook, contul de pe YouTube. Filmam și automat făceam upload la toate filmulețele și pe YouTube. Deci ele erau pe Ustream înregistrate și automat puse și pe YouTube. Rezultatul a fost maxim. A fost și o situație deosebită. Fiind dezăpezire, toată lumea era interesată. Am folosit, într-adevăr, un tool pe care vi l-am arătat aici. Am folosit searchtwitter.com pentru că vreau să văd în timp real ce se discută la acel moment despre topicul pe care l-aveam eu și care era foarte important pentru perioada respectivă. Am reușit, lumea ne-a mulțumit. O să continuăm cu lucrul ăsta. Chiar îmi fac probleme pentru că următorul topic o să fie cu brații de Crăciun. Iarăși este de interes. Să vedem prin ianuarie, februarie ce o să prindesim. Oricum, nu puteți să renunțați. Ați creat un cont pentru companie, nu renunțați la el. Discutați, vorbiți despre orice, inventați, creați promoții speciale pentru utilizatorii sau pentru cei care vă urmăresc pe Twitter. Creați evenimente speciale pentru cei de pe Facebook. Iarăși este un aspect. Nu știu câte dintre voi cunosc acel grup femei de pe LinkedIn, femei în afaceri. Știe cineva cu sau cu sătare? Există pe Facebook, pe LinkedIn, un grup. A fost inițiat de o domnișoară foarte drăguță și foarte, foarte inteligentă. A început cu grupul și acum are o comunitate destul de importantă de femei, se adună tot timpul, au un site. Și sunt o grămadă de evenimente pentru femei. Personal o aduie foarte, foarte mult. Ce o întrebare. Asta. Da. În momentul în care ai făcut contul